pentru a nu mai pune la răbdare prea mult răbdarea dumneavoastră, dăm cuvântul la ultima intervenantă din seara aceasta, și anume Ana Petrache, care a vorbit acum câteva săptămâni în urmă la această tribună. Și în seara aceasta ne va vorbi despre un subiect asemănător cu cel de atunci, și anume o misiune escatologică în discursul filozofic. Ana Petrache, care are o teză de doctorat făcută la Sorbona. Bine ai venit și succes! Mulțumesc! Îmi cer scuze pentru schimbarea de program și pentru întârziere. Azi dimineața, când am plecat de acasă, am uitat textul pentru conferință. Așa relaxat eram și am uitat textul. Nici o problemă, m-am dus la birou, l-am imprimat. Am uitat și textul pe care l-am imprimat la birou. În timp ce Jean-François vorbea, mi-am dat seama că n-am text. Nici în română, nici în franceză. După care, m-am dus sus să-l imprim. De data asta, aveam textul, s-a imprimat. Doar că, n-aveam spații deloc. Toate cuvintele mele, nu aveam niciun spațiu pus între ele. Așa că am fac nici astăzi cu un spațiu, dar nu le-am pus pe toate. O să vedem ce a ieșit. Prezentarea de față își propune să reflecteze la relația dintre teologie politică și escatologie și la modul în care conceptul de falsă escatologie apare în fie un jurist și filozof în același timp cunoscut german, Carl Schmitt, și apoi în scrierile unui teolog, Johann Baptist Merz. Intenția mea e de a arăta cum anume același concept apare tratat diferit la cei doi autori, cu puncte asemănătoare, și, de asemenea, cum teologia politică se naște în urma unui proces de secularizare a escatologiei. Această secularizare a escatologiei este un proces dialectic, adică o mișcare generată de un proces dialectic primit de către Hegel sau Hegel. Un proces care suprimă și păstrează în același timp un dute vino între imaginarul escatologic și imaginarul teoriei politice, între teologie și filozofie. Diferențele în ceea ce privește imaginarul escatologic antrenează schimbări în ceea ce privește ceea ce fiecare autor înțelege prin teorie politică și prin angajamentul pe care aceasta o presupune. Conceptul de falsă escatologie este unul polemic, care apare pentru prima oară în opera lui Metz, în Teologia politică 2, în 1969, și la 1973, la Johann Baptist Merz. E vorba de un concept marginal la ambii autori, dar unul care poate oferi o abordare nouă în ceea ce privește relația ambiguă între teologie politică și escatologie. În 1922, Schmitt publică celebrele sale teze despre secularizare și despre teologie politică. În 1935, Henry Peterson își formulează obiecțiile despre imposibilitatea unei teologii politice creștine în cartea sa, Monoteismul ca problemă politică. Abia în 1969, Schmitt publică un răspuns în Teologia politică 2. Acest răspuns servește atât ca răspuns pentru Peterson, care totuși este mort în acel moment, dar și pentru Hans Blumenberg și Karl Lovit, autori care au reluat, mai mult sau mai puțin polemic, teza secularizării. Aceasta este ocazia cu care Carl Schmitt folosește conceptul de falsă escatologie legat de imaginea lui Eusebiu de Cezarea, episcopul care, potrivit lui Peterson, a încercat să construiască prima teologie politică. Schmitt susține că problema centrală cu Eusebiu nu este că ar fi fost arian, deci nu în modul în care înțelegea treimea, cât faptul că a elaborat o falsă escatologie, din cauza importanței prea mari dată Imperiului Roman în istoria mântuirii. Această afirmație oferă cadrul teoretic pentru reflecția noastră, deci ea propune o corelație între o anumită viziune escatologică și un tip anume de teologie politică.
Există o vastă literatură de specialitate care subliniază importanța imaginarului eschatologic, dar și fără însă a se ocupa de conceptul de falsă eschatologie. Cum să facem diferența între falsa și adevărata eschatologie? Mai ales ținând cont de contextul mai larg al operei lui Schmitt, care definește politicul, plecând de la conceptul de prieten și dușman. Schmitt însuși declară că el nu poate crede că o altă imagine creștină a istoriei decât catehonul este posibilă, adăugând că pentru el ca creștin, catehonul este modul de a înțelege istoria și de a-i da un sens. Acest termen apare în epistola a doua către Tesalonicieni, ceea ce reține termenul catehon este ceea ce reține sau ceea ce amână desfășurarea răului. Sensul și interpretarea acestei expresii ambigue rămân și ajunge să joace un rol foarte important în filozofia istoriei lui Schmitt. Pentru Schmitt este vorba de un final al istoriei care este întotdeauna amânat. Descoperit în 1936, conceptul de catehon devine pentru Schmitt tema centrală a teologiei sale politice. Pentru Schmitt, catehonia este semnat de către Dumnezeu să stăpânească forțele haosului care acționează în lume și asigură stabilitatea politică de care avem nevoie și pe care trebuie să o susținem până la finalul istoriei. Forțele politice joacă deci rolul de amânare înainte de împlinirea eschatologică. Decizia politică se naște din datoria de a amâna cu orice preț haosul și dezordinea. Așa cum arată Tristan Sturm, istoria depinde pentru Schmitt de o luptă între forțele acceleratoare și forțele care frânează venirea finalului istoriei. În această dualitate, inamicul catehonului este progresul. Mitul progresului, apărut în epoca iluminismului și simbolizat de mentalitatea tehnică și economică care se opune cele politice. Schmitt alege să critique mitul progresului, această imagine, pentru că odată cu alegerea acestei imagini a progresului apare o luptă între tot ceea ce este nou și tot ceea ce este vechi. Iar ceea ce este nou va câștiga întotdeauna în raport cu ceea ce este vechi. E deci suficient să te plasezi de partea progresului. În această bătălie ideologică și să spui că dușmanul se opune sau amână progresul. Astfel, cel ce amână progresul nu este doar inamicul meu personal sau inamicul meu politic, ci inamicul întregii specii umane. Poate că cea mai clară definiție a progresului se găsește în eseul lui Schmitt din 1929, epoca neutralității și a depolitizării. Religia tehnicității este descrisă diferit de tehnica însăși. Citez, este vorba de o credință într-o metafizică activă, credința în puterea nelimitată a dominației omului asupra naturii, credința în depășirea limitelor naturale, în posibilitatea nelimitată a schimbării și a prosperității. O astfel de credință poate fi numită fanatică sau satanică. Acest mit al progresului a apărut în secolul al XVIII-lea, în epoca iluminismului, ca o credință în progresul moral al umanității, ca pe un pas, un plus, pe drumul eliberării omului în istorie, apoi a continuat sub forma unei credințe în progresul științei și cel al tehnicii. Dar fiindcă pentru Schmitt centrul deciziei politice constă în capacitatea de a alege între prieten și dușman, această religie a tehnologiei reprezintă falsa eschatologie a epocii noastre. Așa cum alegerea între amic și inamic, între prieten și dușman, este centrală pentru a dezvolta o ordine socială și politică, distinția între adevărata și falsa eschatologie devine importantă pentru alegerea unei ordini politice. În consecință, a acuza pe cineva
care o falsă imagine a eschatologiei implică a susține că acest autor este plasat incorrect în spațiu politic. E vorba de o declarație similară celei emise de Peterson în ceea ce privește pe USM, criticat pentru a fi produs un sistem de reprezentări politice inadecvate teologiei creștine, datorită unei false eschatologii. Pentru Schmitt, forțele acceleratoare ale modernității liberale, care se opun forțelor care frânează istoria, reprezintă o falsă eschatologie. Ca un bun conservator, Schmitt vrea să întârzie acest final și refuză orice mesianism în istorie. Dar refuzul acestui mesianism are motive metapolitice. E vorba de refuzul de a crede într-o lume depolitizată, unde credința în progres ține loc de decizie politică. Această viziune progresistă, criticată de Schmitt, este împărtășită atât de Occidentul capitalist cât și de Estul sovietic, asta e timpul în care scria Schmitt. Cele două sisteme fiind egal influențate de mitul tehnicii și al progresului. În consecință, imaginea catehonului își găsește locul ca un element cheie al unei filozofii a istoriei, că cel reprezintă forța care se opune acestei religii a progresului. Putem deci afirma, fără a specula prea mult, că pentru Schmitt, catehonul este ceea ce se opune falsă eschatologie a progresului, ideea care face imposibil nu doar teologia politică, cât și politicul însuși. Reprezentarea catehonului ca întârzietor exclude deci celelalte reprezentări, cea liberală, cea marxistă sau cea niceană a eternei reîntoarceri, ca false eschatologii. Deci nu e vorba doar de modul în care avem angajamente politice diferite, ci de faptul că aceste angajamente sunt subdeterminate de concepții despre mântuire în concurență. Pentru a spune repede și într-o manieră tranșantă, conceptele politice sunt concepte eschatologice secularizate. În plus, pluralitatea teologiilor politice se explică prin pluralitatea viziunilor eschatologice. Celebra fraza lui Schmitt, aproape toate conceptele importante din teoria modernă a statului sunt concepte teologice secularizate, capătă un nou sens dacă prin teologie înțelegem mai precis eschatologie. Pentru a spune repede și într-o dată, al doilea autor tratat aici este teologul german Johann Baptist Metz, care definește raportul între credință și lume, plecând de la conceptul de eschatologie critico-creatoare, care presupune aportul teologiei politice la o critică eschatologică a societății, devenind astfel un corectiv al lumii. Teologia politică nu este pentru Metz o cercetare conceptuală despre natura politicului, ci din contră, un ajutor pentru acțiune, pentru a transforma lumea în lumina promisiunii eschatologice. Pentru el, conceptul de teologie politică și cel de eschatologie sunt foarte apropiate, căci teologia politică este o tentativă pentru a descifra mesajul eschatologic. Pentru a evita erorile lui Schmitt, Metz evită să propună angajamente foarte concrete și rămâne mai degrabă într-o atitudine critică față de societatea contemporană, orientată de promisiunile eschatologice. Pentru a înțelege mai bine gândirea lui Metz, trebuie să luăm în calcul, în sistemul său, tema întrupării, care subsumează tema secularizării la el, tema care apare în teologia lumii,
cea a falsei patologii, care apare în cartea sa Credința în istorie și în societate, și tema Memoria Passionis, care apare în cartea cu același titlu. Filozofic, ultima temă reprezintă o depășire dialectică a celorlalte două, căci chestiunea întrupării implică chestiunea istoriei prezente, eschatologia, problema viitorului, în timp ce Memoria Passionis își propune să reunifice gândirea creștină spre trecut, prezent și viitor. De altfel, interesul lui Metz pentru gândirea temporalității a făcut posibilă teologia sa politică, așa cum arată Venua Materia Hoc în analiza cronologică pe care o face operei lui Schmitt. Această corelație este importantă pentru că subiectul nostru arată cum teologia politică apare în urma unei reflecții eschatologice. În teologia lumii, Metz încearcă să descrie această mișcare hegeliană a Aufhebung, prin care conceptul creștin trece în istorie. Pentru el, teologia e ghidată de o dialectică internă a adopției lumii prin întrupare. Această adopție a lumii, care asumă diferența lumii ca ceva ce e diferit ca fiind diferit, garantează autonomia lumii. În schimb, pentru Metz, ceea ce am numit secularizarea lumii nu a fost posibilă decât pentru că lumea, experimentată și interpretată în orizontul eschatologic al promisiunii, era deja experimentată în orizontul eschatologic al promisiunii. Conform acestei linii de argumentare, procesul secularizării trebuie să fie interpretat pozitiv, căci lumea adoptată de Hristos întrupat este scena de acțiune a istoriei lumii. Credința în istorie și în societate, Metz folosește expresia de false alternative în eschatologie. Într-un capitol dedicat transformărilor viziunii asupra temporalității în cultura contemporană, Metz simte nevoia să propună niște corective față de această viziune. Dedicat memoriei lui Ernst Bloch, dar amintind mai degrabă ca stil de Walter Benjamin, tezele sale despre istorie, capitolul tratează chestiunea timpului într-un mod metaforic. Dacă stilul lui Metz este de obicei conceptual și hermeneutic, în acest capitol apare ca fiind mai degrabă poetic, adică mai mult descriptiv decât argumentativ. Conform lui, în societatea noastră, imaginea creștină tradițională a timpului, care are un sens și un final, apocalipsa ca sfârșit și ca ruptură, a fost înlocuită de imaginea timpului ca un continuum viu, un timp supus logicii evoluției. O evoluție care nu are finalitate. Mitul evoluției fără final devine un cadru de gândire pseudo-religios care penetrează spiritele tuturor. E vorba de o ficțiune temporală ca infinitate vidă. Această viziune a timpului face din așteptare un existențial atemporal, adică un nonsens. Ceea ce implică că speranța în caracterul ei temporal devine și ea imposibilă. Timpul fără final al lui Metz seamănă cu religia tehnicității a lui Schmitt, fondată pe progres. Prin opoziție cu această imagine a timpului ca infinit rău, negativ, ca o formă de atemporalitate, Metz pomenește de amintirea Apocalipsei, de conștiința eschatologică cu actul său apocaliptic, caracterizat de caracterul discontinu și de ruptură. Amintirea Apocalipsei propune o vindecare împotriva apatiei crescute din evoluționism. Un evoluționism nu în sensul biologic, ci în sensul de percepere evoluționistă a timpului. Spăsăria de alți teologi, Metz pare să refuze distinția dintre apocalipsă și eschatologie clasică, ceea ce ne permite să folosim cei doi termeni interșanjabili. Atât timp, caracterul discontinu al timpului și posibilitatea rupturii rămân deschise. Falsa alternativă la eschatologie este deci ficțiunea unui timp
evolutiv sau un progres fără final și fără scop. Adevărata distinție în ceea ce privește așteptarea finalului nu este între cei care vor să amâne finalul cu teoria catecomului și cei care vor să grăbească venirea finalului, de exemplu milenarismul, dar între imaginea unui timp finit și imaginea unui timp care nu are final. Odată făcută această distinție, trebuie să ne întrebăm cum anume conștiința scatologică poate avea efecte practice. Pentru Metz, conștiința eschatologică a finalului timpului este o critică a prezentului. O formă de rezistență împotriva tuturor condițiilor preexistente. Conform lui, imaginea unui viitor radical diferit și subversiv ne ajută să gândim în afara drumurilor bătătorite. Din amintirea acestei rezerve eschatologice, biserica poate și trebuie să-și extragă forța critică. Față de toate sistemele totalitare de dominație și față de toate ideologiile care susțin o emancipare lineară, unidimensională. Dar cine este interesat să critique starea prezentă, starea de fapt? Dacă nu, cei oropsiți, cei săraci, cei fără de putere, într-un cuvânt, cei ce suferă. Această viziune a timpului, care nu vorbește de progres și de emancipare, ci de întreruperea timpului, dă naștere unei opțiuni privilegiate pentru cei sărmani, de care va vorbi pe urmele lui Metz, Teologia Eliberării. Continuitatea evolutivă a timpului păstrează structurile puterii prezente, în timp ce revoluția eschatologică, adevărata și singura revoluție în istorie, pune sub semnul întrebării toate instituțiile umane. Adevărata conștiință eschatologică împinge teologia să devină socială și politică prin chemarea la acțiune, căci ea trebuie să opereze în mod eficace schimbări în viața politică, în cea a structurilor, pentru că viitorul este o problemă politică. În mod invers, imaginarul progresului este periculos, căci se prezintă ca o falsă alternativă la eschatologie, blocând gândirea critică asupra societății. Într-un final, pentru a completa tablou, trebuie să adăugăm câteva detalii despre conceptul de memoria pasionis central operei lui Metz. Este important să subliniem că memoria nu este orientată către trecut, ci ea operează o mediere între trecut, prezent și viitor. Prin faptul că amintirea e prezentă și are o funcție subversivă, căci rupe forța faptelor stabilite și prezente. Așa cum spune Kierkegaard, citat de Metz, amintirea repetă trecutul către viitor în și prin orientarea sa eschatologică. Conceptul paradoxal de memorie eschatologică poate explica puterea subversivă a eschatologiei. Memoria eschatologică, mai mult decât un moment omori sau o amintire a faptului că lumea se va sfârși, ea include în actul amintirii ideea liniei timpului și a conștiinței timpului. Această conștiință a timpului este cu atât mai paradoxală cu cât ea amintește un eveniment care încă nu a avut loc, eschatonul. Aici amintirea salvează trecutul de prezent, îi dă un sens și îi promite un viitor. Apocalipsa ca dezvăluire nu e doar despre viitor, ci recapitularea întregii istorii oferind mântuire prezentului și trecutului. Citez, ne gândim aici la o amintire care face presiune asupra prezentului, îl subminează, pentru că amintește de un viitor care încă nu a fost încercat. O astfel de amintire rupe jugul conștiinței dominante. Amintirea apare ca un mediator între arheologie și eschatologie. Construcția teoretică a lui Metz este complexă și capabilă să ofere o filozofie a istoriei care integrează trecutul, prezentul și viitorul sub orizontul eschatologic. În plus, ea explică corelația între falsa eschatologie și un timp fără final. În schimb, opera sa rămâne vagă sub aspectul angajamentului eliberator determinat de amintirea eschatologică. Am ales să tratez o abordare teologică și una juridico-filozofică a unui și același concept,
apărut în tradiția creștină. Dacă Schmitt utilizează concepte teologice pentru mize care nu sunt teologice, în cazul lui Metz, aceasta utilizează concepte filozofice pentru mize care nu sunt în primul rând teologice. Acest lucru nu vrea să spună că anumite abordări sunt greșite și altele corecte, ci mai degrabă să arate circulația liberă a conceptelor între teologie și filozofie, circulație care ajută economia ambilor spații. Revenind la discuția filozofiei istoriei, mi se pare că punctul între istorie și eschaton, nu punctul, podul între istorie și eschaton, este, într-o perspectivă creștină, mai degrabă întruparea decât catehonul. Reluată într-o manieră abstractă în filozofia lui Hegel, întruparea dă mai mult sens istoriei decât ar face catehonul. Dar istoria catehonului apare ca un fel de felix culpa în istoria teologiei politice. Conceptul de fals eschatologie apare ca o bună oglindă inversată a relației între teologie și politică, între teologie politică și eschatologie, prin imaginea unei temporalități infinite supuse logicii și progresului. Această viziune a temporalității și a istoriei face imposibilă nu doar teologia politică, ci face politica însă și în timp. Mulțumesc! Mulțumim, Ana, frate. Scuze pentru defectul tehnic.